Și primul care intra acolo era vindecat, indiferent ce boală ar fi avut. Ei își doreau tulburarea, nu liniște. Ei nu știau și nici eu nu pot să vă spun din cât în cât timp venea îngerul ăla să tulbura. Apar n-a. Din când în cât venea. De două ori pe zi, de trei ori, de cinci ori. Dar îmi imaginez că toți acești oameni care aveau mari probleme acolo, toți doreau tulburare. Pentru că în spatele tulburării era șansa vindecării. Tulbură-ne, Doamne, în seara asta. Amin. Pe toți care avem nevoie de vindecare în suflet. Tulbure, Doamne, orice ființă care are nevoie de iertare în seara asta. Nu mai lăsa, Doamne, ființe care sunt în conflict unii cu alții să stea liniștiți. Tulbure de această seară ca să putem să primim pacea și liniștea de la Dumnezeu care a spus slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii păcuți Lui. Din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Prima neliniște care ar trebui să se producă în inima mea vine din adevăros, pe care eu l-am învățat de la păstori. E drept, nu sunt mari teologi. Ei sunt niște ciubani la oi. Să nu confundăm termenii, că acum și noi, slujitorii, suntem pastori. Ei erau păstori, ciobani. Și nu știu dacă suntem foarte deschiși să învățăm o lecție grozavă de la ciobani. Dar eu vreau, poate vrei și tu. Oricum, cele mai importante lecții în viață le primim de la oameni simpli și anonimi. Și nu vă cer să ziceți, amin, că așa e. Acești păstori de la oi, acești ciobani, au primit o revelație care i-a șocat. Au văzut îngeri, au văzut un cer deschis, au văzut o lumină foarte strălucitoare, au văzut cerul deschis, cum spuneam, și au avut parte de o revelație strălucitoare. Aș spune eu, Gabi Zăgrea, că după o asemenea revelație strălucitoare, că aș putea să plec de la biserică acasă, din Becrean sau de aici sau de oriunde, liniștit. De ce? Am văzut îngeri în seara asta. Voi ați văzut oameni simpli ca și voi și inclusiv eu nu sunt înger. Dar ei au văzut îngeri în realitate. Ei n-au văzut niște reflectoare care bat pe mine aici. I-au văzut o lumină venită din cer. I-au văzut acolo slava lui Dumnezeu. I-au auzit acolo cântări cântate de îngeri. Nu pot să-mi imaginez cum erau. Corurile din cer s-au unit, care au strigat, cum am spus mai devreme, slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Nu trebuie să vă pun să ridicați mâna câți ați fi vrut să aveți o asemenea revelație. Toți! Dar trăiau în inima lor o nemulțumire, pe care eu am numit-o. Nemulțumiți doar cu îngeri și lumini și strălucire. Vrem mai mult. Vrem mai mult. Câți dintre noi nu venim și suntem mulțumiți cu sărbătoarea de Crăciun, cu colinzi, cu frumusețe, cu inimi bune, cu daruri, le primim, le dăm, o atmosferă caldă, plăcută, aș spune strălucitoare. Nu egală cu aia, dar bună. Câți dintre noi suntem mulțumiți cu atmosfera din biserică? O, ce bine a predicat în sfârșit pastorul astăzi, ce bine a mers corul astăzi, ce bine a mers cântările. Domnule, ce revelație, ce putere, ce prezență, ce bucurie. Grozav, am auzit mulți oameni care au spus, în seara aceasta am simțit ceva ce n-am mai simțit niciodată. Și am plecat acasă mulțumiți. Am zis, ba, dacă am simțit ceva în sufletul meu, dacă și emoțiile au fost atinse, dacă mintea mea a fost atinsă, atât de frumos au cântat, că nu prea aplaud în biserică, dar seara asta m-a obligat câțiva, din speranța și apoi toți împreună, să îi aplaud, domnule, extraordinar a cântat, extraordinar a cântat. Câți plecați mulțumiți doar cu atât acasă? De câte ori n-am plecat în Gabi Zăgrean mulțumit că acolo a fost frumos la biserică? Atât. A fost frumos. A fost bine. A fost fain. A fost grozav. A fost niște cântăreți. Punem și altora. Bă, ce bine a fost! Bă, ce bine a fost! Când doar aici rămânem, în liniștea doar a senzaționalului, a emoțiilor, a mișcării care nouă ne place, a fost har, a fost minunat. Dar dacă noi rămânem mulțumiți cu atât, dați-mi voie să spun cu toată libertatea în seara asta, viața ta nu se va schimba. Viața voastră nu se va schimba. Viața mea nu s-a schimbat când eu am rămas în punctul ăsta
în care am spus lumini, îngeri, strălucire, prezență, har și atât. Dar am văzut eu creștini de ani de zile care au spus fain a fost și cu fain a rămas. Când îi căutai luni, tot frumosul a dispărut exact cum se topește lumânarea. Așa că deodată ei n-au fost liniștiți. Ei n-au zis, da, am văzut îngeri, rămânem în Biblie și au rămas. Dar nu au rămas doar atât. Puteau să rămână în istorie cu atât. Am avut parte de o revelație cu îngeri și un al doilea pas care ei l-au făcut în neliniștea și nemulțumirea lor. N-au fost mulțumiți doar cu informații. La un moment dat cerul, nu numai că a fost strălucitor și șocant și uimitor și au venit îngeri și l-au cântat prin cântece și prin mesajul îngerului Gabriel, au venit spre ei o informație. Foarte frumos. Cred că cea mai frumoasă. Nu vă temeți, astăzi vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru întreg norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut vouă un Mântuitor, care este Iisus Hristos Domnul. Și toată biserica spune amin. Amin. Și toată biserica spune amin. Amin. Apoi, auzit cântecele acelea, exact ca și în seara asta, cântece și predică. Mesaje frumoase, foarte frumoase. Dar câți dintre noi am rămas dincolo de spectacolul șocant și frumos care atinge emoțiile? Partea a doua este informație. O informație obligatorie, necesară. Pentru că noi știm foarte bine credința în inima mea și a dumneavoastră, în Dumnezeu, care ne mântuiește în Hristos, vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Spuneți toți, amin? Amin. Așa că informația care noi primim este obligatorie, este strictă, este urgentă. Să vă rugați întotdeauna în biserici oriunde să vorbească Dumnezeu prin robii Lui și să putem să primim Evanghelia, care ne poate mântui, că spunem toată biserica. Amin. Doamne, ajută-ne! Amin. Noi avem nevoie cerul să ne vorbească. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a schimbat. Încă Dumnezeu vorbește. Când vrea El, cum vrea El, prin cine vrea El, metodele se schimbă, metodele sunt diferite. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Este bine, oameni buni, că Dumnezeu vorbește. Când Dumnezeu tace, a început iadul pentru acea persoană, familie sau națiune. Dar încă, așa cum spune Salmistul, Dumnezeul nostru vine și Dumnezeul nostru nu tace. Glasul Domnului răsună pe ape, glasul Dumnezeu este puternic, glasul Dumnezeu este măreț, glasul Domnului face cerboaica să nască în locașul Lui, totul strigă slavă, slavă, slavă lui Dumnezeu. Amin. Și slavă aici în sacramentul în seara asta. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu care este atent cu noi. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vorbit prin cântece. Mulțumim lui Dumnezeu că ne vorbește în inimi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru glasul Evangheliei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru predicator, păstori, evangheliști, învățători pe care Dumnezeu a dat bisericii ca să zidească trupul Său și să ne declare credincioși, autentici al lui Dumnezeu. Încă o dată spune toată adunarea. Glorie ție Dumnezeu că vorbește. Amin. Dar fiți foarte atenți. Informația, Evanghelia, poate să nască credință. Dar informația, Evanghelie, aceasta poate naște amintiri. Doar și pe urmă enorme condamnări. Pentru că cartea asta, Biblia, ori te mântuie, ori te condamnă. Ori te salvează, ori ești pierdut pentru vecie. Asta e cheia. Dar dacă de ani de zile ne plimbăm în preajma ei, unii zic, n-are rost să le mai spui, doar ei știu foarte bine. Doar noi știm foarte bine multe lucruri din cartea asta. Problema care este. Și care ei au depășit-o păstorii. Și este o lecție grozavă pentru mine. Că ei au depășit momentul informației și s-a transformat informația în credință, iar credința s-a transformat în acțiune. Acum ar merge să fie toată adunarea mea. Dacă de ani de zile noi auzim cuvântul ăsta despre a ne iubi unii pe alții, nu e așa că de unde suntem rutinați să tot auzim? Dar asta ar trebui să nască o credință și apoi ar trebui să nască o acțiune. Adică cu adevărat să ne iubim unii pe alții. Dacă Biblia să ne vorbește că trebuie să spunem fiecare aproape lui adevărul, că Dumnezeu nu locuiește în minciună, că tata minciunii e agine. Și oricine spune o minciună este de la diavol. Că acel care minte și cel care mint deodată
îi aparțin lui, pentru că cel care este în adevăr, este însuși adevărul. Și adevărul este unul singur, Iisus Hristos Domnul. Amin. Dacă noi știm asta, că Dumnezeu nu acceptă divorț, că Dumnezeu urăște bârfa, că Dumnezeu urăște invidia, că invidioșii, că răutăcioșii, că toți răpăreți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în Corinteni. V-am spus și vă mai spun că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă știți că fricoși sunt afară, nu înăuntru. Dacă știți că toți care iubesc spiritul de partidă sunt afară, nu înăuntru. Dacă știți aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, ferice de voi dacă le faceți. Crăciunul poate fi o sărbătoare a liniștii. Dar Crăciunul poate fi o sărbătoare în care Dumnezeu să reușească. Și tu să-ți deschizi inima să te tulburi în seara asta. Nu cred că ați vrea să mergeți liniștiți în iad. Nu cred că am vrea să mergem liniștiți pe topoganul rutinei și noi să avem o problemă. Cred că ar trebui să spunem, oameni buni, Dumnezeule, atinge-te de noi, vindecă-ne, ridică-ne, pentru că avem nevoie de durarea Ta. Și să spunem toată adunarea, Doamne, atinge-te de noi. Amin. Doamne, atinge-te de viețile noastre. Amin. Pentru că informația este grozavă, necesară, urgentă. Dar ea trebuie să ne împingă la acțiune. Ei puteau să spună, am avut parte de o revelație strălucitoare. Doi, am avut parte de un cuvânt direct din cer de la Dumnezeu. Direct! Ne-a vorbit un înger. Am auzit corul îngerești. Și putem să rămânem liniștiți la oi. Băi, avem ce să le povestim la pruncii noștri. Ce? Dragi nepoți, să vezi într-un an? A venit la noi îngeri. Cum? Și cum a arătat? Așa, a avut un metru, doi, trei, cinci. Aveau aripi, n-aveau. Aveau două, aveau patru. Cum era fața lor, cum era așa, cum a fost corul.